așteptam la ceva mai impresionant. Această regiune, de fapt, este foarte dezvoltată, totul este foarte curat. I s-a făcut și statuie. De cine este vorba? China vă urmărește. Miroase a cotez de porc. Ni hao. Ni hao. Ne aflăm în fața insulei Hong Kong. Mai precis, la Victoria Harbour. Am revenit aici pentru că la 8 se anunță un show de lumini pe insula Hong Kong și mai este o atracție foarte frumoasă. Este cea cunoscută din America, mai ales de la Hollywood, Avenue of Stars. Of Stars. Au decis acești oameni să facă ceva mai special. Au pus amprenta, aici avem mâna doamnei Kara Hui Hin Hung, care este o actriță din Hong Kong. Am avut norocul, șansa chiar, să asistăm la acest show de lumini care se derulează în fiecare seară la ora 8. Ar fi unul dintre cele mai mari, de fapt cel mai mare show de lumini din Asia. Mi s-a părut destul de timid. Acest show de lumini se desfășoară pe ambele părți, și pe insula Hong Kong, dar și în partea aceasta în care locuim noi, în Kowloon, mai exact. Părerea noastră este că e ceva de făcut dacă veniți aici, pentru că e gratis. Însă ne așteptam la ceva mai impresionant, pentru că, stați să vedem și de ce, orașul deja când este noapte este foarte iluminat și cumva când e jocul de lumini nu prea vezi o mare diferență. Da, mie mi se pare că deja orașul este foarte frumos așa. Show-ul de lumini, de fapt, este un show, așa cum v-am arătat deja, cu niște lasere și niște raze de lumini care nu sunt atât de mari încât să se vadă o diferență enormă. Trebuie să recunosc că merită vizionat, dar nu aș face o a doua oară, chiar dacă e gratis. Poate am face pe partea cealaltă de data asta. Mergem pe insula Hong Kong ca să vedem ce se întâmplă pe Kowloon. Nu știm care vi l-am recomandat, pentru că noi l-am văzut doar pe cel de pe insula Hong Kong. Așa că dacă vreți, dacă aveți mai mult timp, veniți pe ambele părți, o seară pe unul, o seară pe altul. Oricum, îmi imaginez că ar fi cam același show, pentru că na, de asta se face în același timp, e aceeași companie care se ocupă de acest show de lumini. Din păcate, nu putem să vi-l arătăm și mâine seară, pentru că mâine seară plecăm. Plimbându-ne pe Avenue of Stars, am găsit și două vendomate unde vă puteți lua băuturi răcoritoare la prețuri puțin mai mari decât de obicei, în general între 10 și 16 dolari. Hong Kong își merită din plin statutul de metropolă, pentru că acest oraș, această regiune, de fapt, este foarte dezvoltată, totul este foarte curat, e plin de viață, vedeți clădiri enorme, numai magazine de lux peste tot, se vede că se fac foarte mulți bani și nu degeaba aici sunt aproape cei mai mulți miliardari din lume. Se află pe locul 2 Hong Kong, după New York. Pentru cea mai importantă personalitate a lor, i s-a făcut și statuie. De cine este vorba? Este vorba de Bruce Lee, un mare luptător de arte marțiale, foarte cunoscut în toată lumea. Cred că nimeni de pe planeta aceasta nu poate spune că n-a auzit sau n-a văzut un film cu Bruce Lee. Eu nu știam că este chiar din Hong Kong, mă gândeam că este de undeva din China, mai bine zis. La fel și cu Jackie Chan, da, toți ne gândeam că ar fi din China, doar că s-a născut în Hong Kong. Bat toate proiectoarele pe el, practic zici că e omul națiunii, nu știu. Și de ce? Pentru că el a și primit premiul de actorul secolului. Deci totul se explică, chiar că e omul națiunii cumva. Vremea de astăzi ne permite mult mai multe decât vremea de ieri. Chiar este foarte frumos, mai adie vântul din când în când, așa că poți să te plimbi aici. Este un loc superb pentru seară, să vii cu familia sau să vii cu un cuplu să te plimbi. Chiar mie mi se pare că dacă vreți să vă plimbați undeva în familie, să petreceți o vacanță foarte frumoasă, din păcate scumpă, destul de scumpă, veniți în Hong Kong, pentru că aveți ce să vedeți. Au și plaje, dacă veniți în sezonul mai călduros puteți să vă scăldați, ceea ce e foarte bine. Clădiri frumoase peste tot, magazine de lux, îți faci pe plac, bani să ai. Dacă ești bogat, e clar că e orașul tău. Da. Dacă ești mai sărac, din păcate nu e orașul tău, dar vii cu economii și e ok. Sau vii pe o perioadă mai scurtă, cum am venit noi. Indirect v-am spus că suntem sărați. Zilele acestea am încercat să luăm informații de pe internet, mai exact de pe TikTok, pentru că acolo găsești destul de multe informații despre fiecare loc pe care îl vizitezi, dar ca să vedeți, TikTok-ul nu funcționează nici aici în Hong Kong, pentru că a fost banat. Aplicația
din păcate pentru noi și poate și din păcate pentru oamenii de aici, a fost banată din 2020 pentru că faimoasa China a încercat să fure informații și chiar a furat informații de la membrii guvernului, pentru că fiecare membru avea câte un cont pe TikTok, pentru că acum toată lumea are TikTok, toți Instagram, Facebook. Iar din cauza că mulți din guvern sau mulți care lucrau în armată aveau o aplicație instalată, China a reușit să fure foarte multe informații militare, informații de la instituțiile guvernamentale, așa că s-a ajuns să se interzică TikTok-ul în Hong Kong. Ca în multe alte țări. În Europa se pare că nu se fură nimic, așa că continuăm cu TikTok-ul. Da. Ceea ce trebuie să știți e că noi cred că n-am mai văzut nimic ca pe TikTok de vreo 2 luni. De la India cred că n-am mai văzut nimic. Dar suntem ok. Eu mă informam de pe TikTok mai mult ce să vezi în unele locuri. Câteodată erau adevărate, câteodată ajungeai acolo și spuneai palmele în cap. Da, pentru că era dezamăgit. Pe TikTok de obicei se arată doar partea bună ca pe multe clipuri. Instagram de pe e YouTube. Și mai grav. Dar problema principală e că, într-un fel, fără TikTok, Google-ul te cam dezamăgește pentru că nu găsești câteodată nicio informație sau tu cauți despre un turn foarte important din Hong Kong, cel mai înalt turn din Asia care se află în Hong Kong. Cauți informații despre el, nu primești informații despre acest turn, vă dă informații despre turnul de la 5 km distanță. Deci, câteodată e destul de complicat să găsești ceea ce cauți. Sau câteodată cu Google-ul te duce direct pe site-uri de-astea, cum ar fi TripAdvisor, Get Your Guide, să rezervi direct o excursie în loc să te ducă la unele locuri. Tu poate vrei să faci numai chestii gratis sau poate vrei să-ți alegi tu ce chestii să faci, însă nu e așa. Asta este informația importantă de care am aflat, să știți că China vă urmărește. Nu puteam să încheiem acest sejur în Hong Kong fără a merge la un night market. Știți deja că a devenit o tradiție la noi pe canal de când suntem în Asia să încercăm orice night market. Așa că suntem la Temple Street. În spatele meu sunt o groază de tarabe. Cum puteți vedea, sunt o groază de lampioane deasupra. Iar tarabele astea miros într-un anumit fel, adică foarte bine. Noi încă n-am mâncat în seara asta, așa că o să ne punem acum să mâncăm ceva. Încercăm să găsim aici, în caz că nu găsim aici, o să căutăm un restaurant. Am dat de o tarabă fix în spatele meu, în care se gătește ceva de porc. Miroase a un coteț, miroase a coteț de porc. Dacă v-ați dus la bunici vara sau dacă stați la țară, fix așa miroase. Și tot în dreapta acestui stand era alt stand cu toate chestiile din porc. Și mă refer la stomac, grăsimi. Arăta de parcă îmi venea mie să mănânc acum tot standul ăla. Ne-am așezat și noi la un restaurant, până la urmă nu mâncăm acolo la night market pentru că sunt prea multe chestii ciudate, adică totul ăla este cu stomac de porc, cu toate chestii din porc pe care noi nu le mâncăm. Și ne-am așezat la un restaurant cu un concept așa mai fain, poți să-ți faci tu supă de noodles, deci practic este doar despre noodles. Puteți să ne comandăm și alte chestii de băut sau snacks-uri, numai că în general e despre noodles. Și se prezintă așa, este o foaie și te alegi tu. Ai fiecare etapă, îți alegi de la baza de noodles, la ce supă vrei, de porc, de pui, baza de noodles dacă vrei cu orez, dacă vrei cu extra noodles. Și la fiecare chestie o plătești. E ca și cum baza de noodles e de $12. După aia, dacă vrei supa, e de 15, după topping-ul îți alegi ce vrei. Dacă vrei să fie spicy, dacă vrei să fie de octopus, dacă vrei să fie de creier, că văd că și creier aici. Dacă vrei să-ți adaugi și legume, fiecare legumă e în plus, bineînțeles, și costă $11. Trebuie să faci calcul să vezi la cât ajungi la sfârșit. Însă mi se pare că e cel mai convenabil restaurant și vreau să mănânc noodles acum. Chiar îmi place chestia asta și vreau ceva mai lichid, am mâncat numai solid și vreau să mi-o fac eu, pentru că ce e aici nu mă interesează și o să fac un calcul să văd cât costă. Am părăsit acel restaurant pentru că am realizat când ne-a venit foaia și când ne-am uitat la fiecare etapă în parte, că fiecare chestie era făcută din intestine și din tot ce are porcul mai bun, ceea ce noi aruncăm înainte să gătim. E ca și cum prima etapă era să alegi baza supei, era din stomac de vacă, intestin de vacă, nu-i pe gustul nostru. Uitați ce vă ziceam eu, că ei gătesc tot ce are mai bun animalul. Să ajunge să gătească tot ce noi aruncăm. Fiecare alege ce să mănânce. Dacă vouă vă place tot ce e grăsime și burtă și de-astea, o să fie țara voastră preferată. Însă dacă nu vă place,
o să muriți de foame. Am terminat în acest night market. Mi se pare că e cel mai sărăcăcios din câte am putut vedea noi până acum și am văzut în fiecare țară în care am fost. N-ai foarte multe opțiuni, multe opțiuni nu sunt pe placul nostru. Multe opțiuni, majoritatea să zicem că sunt 10 tarabe, 5 dintre ele sunt cu stomac, intestine și grăsime de vacă, porc, tot ce vreți voi. Ceea ce nu mănânc eu, pot să mănânc șoric sau de-astea, dar când se ajunge la intestine și stomac și așa, mai bine dau la gunoi. Sunt niște cârnați care sunt destul de ok, dar mi se pare că am putea încerca un cârnat chiar. O să vorbesc cu Cristi să văd, pentru că el l-am pus la colțe pe acolo, pe undeva. Gata, pe seara de astăzi am plecat de la market, că am dezamăgit, cum v-am zis că este un market destul de sărăcăcios. Da, am încercat să-l mai vizităm o dată, dar s-a și închis, pentru că noi tot am căutat un loc unde să mâncăm. Am luat ceva banal, am luat de la 7-Eleven ceva de mâncare, pentru că nu găseam absolut nimic care să ne fie pe plac, dar nici nu prea aveam timp, pentru că deja este 10 noaptea, ne era și foame și în plus trebuie să mergem la hotel, pentru că noi plecăm mâine la 7 dimineața, decolăm, deci gândiți-vă că trebuie să fim la 3, 4, 5, da, hai să zicem 5 la aeroport. Da. Se vede că suntem obosiți, suntem distruși în ultimul hal, trebuie să ne pregătim bagajele, oricum nu prea le-am desfăcut, dar trebuie să ne punem chestiile pe care le-am scos, să ne facem duș, să ne punem să dormim măcar 3-4 ore, ca mâine să nu fim morți în următorul vlog. În orice caz o să fim morți, dar să fim mai puțin morți, așa că nu uitați să vă abonați, să dați un like. Și întrebarea zilei este, ați mâncat burtă de vacă, intestine și toate prostiile alea? Dacă nu de porc, erau mai multe opțiuni. Ne auzim dimineața la aeroport. Pa!